Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ieri s-a deschis circulația pe spectaculosul pod peste Dunăre de la Brăila, unul dintre cele mai frumoase din Europa și al treilea ca mărime de pe continentul nostru. Foarte frumos. Viaductul Milo din Franța și mai este un pod peste râul Tagus în Portugalia. Asta este al treilea ca mărime. Cum se cheamă râul? Tagus. Ok, că o să întreb la dublu spune. Tagus, nu cred că întreb asta. Da, deci nu al treilea din România, cum am auzit la știri undeva, okay. Este al treilea din Europa. Și evident s-a dus lumea acolo, presă, politicieni mulți la fața locului, că nu se poate altfel. Dar mai întâi de toate aș vrea să-i salut pe brăilenii și tulcenii care au ținut să treacă peste pod cu drapelele României și Uniunii Europene pe mașini. Bravo. Oamenii s-au dus să vadă, au stat chiar la coadă să traverseze, e chiar foarte frumos. Și sunt, poate nu toată lumea, dar sunt oameni care sunt impresionați de astfel de lucrări. Eu fac parte dintre ei. Și după ce vezi o astfel de lucrare, îți dai seama de ce se mai cheamă și geniu civil. Sunt foarte frumoase. Podurile pot fi foarte frumoase, pot fi și foarte urâte. Avem un pod peste Dunăre făcut pe vremea lui Ceaușescu, lângă podul lui Salini, care este practic diagrama de rezistență a grinzii pusă în operă sub formă de pod și lângă este o mizerie utilitaristă, urâtă, făcută pe vremea lui Ceaușescu. Bun, deci am văzut fotografii cu brăilenii și tulcenii care s-au dus cu drapel acolo, al României și al Uniunii Europene și m-am bucurat mult pentru aceste dovezi de patriotism adevărat. Ăsta e patriotismul adevărat, corect. Fanfaronada patriotardă pe care o gâlgâie din guși diversi politicieni care doar pretind că iubesc această țară, dar care se iubesc doar pe ei înșiși și propriile lor rețele de influență și că veni vorba de politicienii care au fost prezenți la inaugurare. Ok, e bine că vin, că până în urmă de asta îi alegem și de asta îi plătim să se ocupe de dezvoltarea României, dar o observație amară aici. Domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, în discursul său, n-a rostit un cuvânt despre Uniunea Europeană și nu s-a putut abține să-i tragă niște sfărăieli de-astea patriotarde de păcălit prostimea. Citez, este podul acesta, este un simbol al patriotismului economic pe care l-am pus la baza programului de guvernare, a declarat domnul Ciolacu. Sigur, patriotism economic, în condițiile în care podul a fost făcut de un consorțiu format din japonezi și italieni, iar lucrările au fost finanțate în proporție de peste 70% de Uniunea Europeană. Adică Uniunea Europeană asta pe care o scuipă unii a dat aproape 400 de milioane de euro, din cele puțin peste 500 de milioane de euro cât a costat podul. Și asta de ce nu o spunem? Adică patriotism economic nu e să folosești banii gratuiți de la Uniunea Europeană pentru dezvoltarea României, aici nu e patriotism? În fine, bine că s-a făcut, bine că încă se mai poate spune adevărul din spatele gulgutelor populiste din țara noastră și da, aș vrea să... Deci mulțumiri celor care au luptat pentru acest proiect și politicienilor și administratorilor care s-au luptat pentru el, mulțumiri celor care l-au construit și mulțumiri și Uniunii Europene, care a dat cea mai mare parte a banilor pentru construcția asta frumoasă și extraordinar de utilă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.